Pastilla da fisico. Graficul mișcării rectilinii și uniforme. Ne amintim că legea mișcării rectilinii și uniforme este exprimată prin ecuația de egale cu V ori delta T, unde D este distanța parcursă de mobil, V este viteza acestuia și delta T durata mișcării. Vom utiliza această lege pentru a reprezenta grafic distanța parcursă în funcție de timp. Pentru a realiza reprezentarea grafică avem nevoie de o axă orizontală numită abscisă și o axă verticală numită ordonată. Aceste axe au o origine comună pe care o notăm cu O. Pe abscisă vom reprezenta timpul, iar pe ordonată, distanța parcursă. O este originea mișcării. Vom construi graficul mișcării cu ajutorul datelor din tabel. Conform tabelului, pentru T egal 1 secundă distanța este 10 metri, pentru T egal 2 secunde distanța este 20 metri, pentru T egal 3 secunde distanța este 30 metri, pentru T egal 4 secunde distanța este 40 metri. Unind punctele obținute se trasează graficul mișcării, care este o dreaptă care trece prin origine. Acesta este graficul mișcării unui mobil. Calculează distanța parcursă, durata mișcării și viteza mobilului pe fiecare porțiune. Notăm capetele fiecărei porțiuni cu A, B și C. Pentru prima porțiune citim de pe grafic distanța parcursă, 50 de metri, iar durata mișcării 6 secunde. Pentru porțiunea AB observăm că poziția mobilului nu se schimbă, mobilul a stat pe loc. Durata mișcării este 4 secunde. Pe ultima porțiune distanța parcursă este 50 metri, iar durata mișcării este tot 4 secunde. Pentru calculul vitezei împărțim distanța parcursă la durata mișcării pentru fiecare porțiune. Reprezentăm grafic mișcarea rectilinie și uniformă utilizând un sistem de axe de coordonate pe care reprezentăm timpul și distanța parcursă. Graficul mișcării rectilinii și uniforme este o linie dreaptă.